Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt. Ministerul Sănătății anunță că medicii care au examinat fetița de un an și 8 luni care ar fi fost violată de bunica au comis abateri de la protocol prevăzut pentru astfel de cazuri. Un bărbat din raionul Orhei se zbate între viață și moarte după ce a suferit arsuri în urma unei explozii. Detalii la știri. Avocații deputatului partidului Șor, Marina Tauber, declară că dosarul clientei lor este cusut cu ață albă, iar plasarea parlamentarului în penitenciarul numărul 13 îi conferă statut de deținut politic. Un tribunal din Franța a decis sechestrarea unei vile deținute de fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, în această țară, în valoare de peste 4 milioane de euro. Ministerul Sănătății va aplica mustrare aspră directorului Institutului Mamei și Copilului și cere administrației spitalului să sancționeze cadrele medicale care i-au acordat asistență fetiței din Anenii Noi, care ar fi fost violată de bunic. Se întâmplă după ce Comisia de Experți, care a evaluat volumul și calitatea asistenței medicale acordate copilei de numai un an și 7 luni, a bifat mai multe abateri de la protocolul ce prevede abordarea de către medici a cazurilor de viol. Institutului Mamei și Copilului se reproșează că personalul implicat în examinarea copilei nu a fost instruit în vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor protocolului clinic standardizat. Managementul clinic al cazurilor de viol, deși a participat la elaborarea acestuia. Totodată, instituția de rând cu Spitalul Raional Anenii Noi și Centrul de Medicină Legală nu ar fi depus eforturi pentru a examina copila în comun. Pentru minimizarea impactului psihologic, fetița trebuia să fie consultată o singură dată, fără a fi transferată dintr-o instituție în alta și examinată repetat de diferiți medici. Se mai menționează în raportul Comisiei de Experți care au evaluat felul în care a fost tratat cazul de către personalul medical pe mâinile căruia a ajuns copila. Specialiștii mai notează că toate trei instituții medicale vizate nu au completat formularul de consimțământ pentru examinarea medico-legală, dar și fișa de examinare a cazului de viol. Prin urmare, în privința Institutului Mamei și Copilului, Ministrul Sănătății va aplica mustrare aspră directorului acestuia, pentru că instituția nu a asigurat implementarea protocolului, fapt care a dus la acordarea serviciilor medicale neconforme, se afirmă într-un comunicat al Ministerului Sănătății. Tot acolo se menționează că Alana Merenco a solicitat administrației sancționarea angajaților implicați în acordarea asistenței. Angajații altor instituții vor fi avertizați pentru abaterile comise. Totodată, în toate cele trei instituții vor fi desfășurate instruiri privind aplicarea protocolului menționat, se precizează în comunicat. Am sunat la Spitalul Raional Anenii Noi pentru a obține o reacție la acest subiect, însă directorul Diana Bradu nu a răspuns la apelurile noastre, iar șeful secției evaluare și monitorizare al Centrului de Medicină Legală ne-a comunicat că se va expune după ce ministrul va semna ordinul de sancționare. Când va fi decizia, atunci vom, acum eu nu pot să fac nicio reacție, nimic. Noi am anunțat, cazul este, s-a investigat, comisia să expune, ministerul să iei decizia. Când a să fie decizia, atunci ce pot spune eu, când nu știu care este decizia. L-am telefonat pentru o reacție și pe directorul Institutului Mamei și Copilului, dar Sergiu Gladun nu ne-a răspuns la apeluri, iar purtătorul de cuvânt al spitalului, Maxim Cazacu, ne-a scris într-un mesaj că nu a văzut deocamdată raportul comisiei de specialiști la care face trimitere Nemerenco, dar institutul va ține cont de toate concluziile acestora și va depune toate eforturile pentru a înlătura abaterile depistate. Totuși, el afirmă că o analiză pe intern a cazului arată că asistența medicală a fost acordată în volum de plin, chirurgical și medicamentos. Ce ține de respectarea de către specialiști a protocolului clinic standardizat, managementul clinic al cazurilor de viol aprobat în anul 2021, conducerea spitalului admite că există anumite lacune în procesul aplicării corespunzătoare a acestuia. Totodată, el afirmă că vor fi organizate instruiri suplimentare pentru ca fiecare specialist să se poată familiariza încă o dată cu toate aspectele protocolului respectiv.
Amintim că acum 2 săptămâni un bărbat de 44 de ani și-ar fi violat propria nepoată, care a fost lăsată în grijă de mamă pentru câteva ore. Polițiștii au precizat că tot femeia de 24 de ani a fost cea care i-a alertat, iar suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoare de la 10 la 20 de ani, ne-a declarat ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție, Ana Ninoi. Anterior, Ministrul Sănătății spunea cu referire la starea copilei că aceasta își revine. Era veselă, era spitalizată, precizase ministrul. Un bărbat de 43 de ani, originar din raionul Orhei, a suferit arsuri grave în urma unei explozii care a avut loc aseară în locuința sa din satul Trebujeni. Bărbatul a fost internat în secția reanimare. Starea pacientului foarte gravă. Pacientul a fost transportat în șoc și arsuri pe toată suprafața corpului, 90%. Are șanse de supraviețuire, nu știu ca expert, dacă ați putea să ne spune. Aici prognosticul este foarte rezervat. La 112 a apelat soția victimei, care a declarat că bărbatul efectua unele lucrări de reparație într-o încăpere în care se afla și un cazan care funcționează pe lemne și ulei. La un moment dat s-a produs o deflagrație, iar hainele în care era îmbrăcat acesta ar fi luat foc. Potrivit Inspectoratului General pentru situații de urgență, incidentul a avut loc în urma încălcării regulilor de exploatare a cazanului, amplasat în interiorul cazangeriei cu suprafața de 12 metri pătrați în subsolul unei pensiuni. Cauza și circumstanțele incidentului urmează a fi stabilite de specialiști. Un tânăr de 26 de ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat și lăsat să zacă la pământ în urma unui conflict. Incidentul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 1 în curtea unor blocuri de locuințe din sectorul Rișcani al capitalei. Potrivit ofițerului de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, oamenii legii au prins un individ suspectat de atac și care avea la el un cuțit. Bărbatul de 32 de ani a fost încătușat și reținut pentru 72 de ore, iar pe numele său a fost pornit un dosar penal. Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs, dar și motivul conflictului dintre cei doi. Un bărbat de 39 de ani din raionul Briceni a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tâlhărie și tentativă de viol asupra unei femei în vârstă de 81 de ani. Acesta își va ispăși pedeapsa în penitenciar de tip semi-închis, anunță Procuratura Generală. Potrivit oamenilor legii, în luna februarie, individul fiind beat, a intrat în casa bătrânei, ar fi bătut-o și i-a cerut bani. Pentru că nu i-a primit, ar fi amenințat victima cu un cuțit. Apoi i-a scos hainele și a încercat să o violeze. Strigătele după ajutor ale femeii l-au făcut să dea bir cu fugiții. Procuratura precizează că decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată. Fostul președinte Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile în urma deciziei magistraților de la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. În timp ce avocații lui spun că hotărârea va fi contestată, procurorul afirmă că în curând ar putea fi aduse noi acuzații împotriva politicianului, fără să precizeze despre care ar fi vorba. De asemenea, Petru Iarmaliuc a declarat că Igor Dodon a încălcat măsurile restrictive. Se admite demersul procurorului, se prelungește în privința minutului Dodon Igor Nicolae măsura preventivă arestul la domiciliu cu 30 de zile. Procurorul Petru Iarmaliuc susține că a prezentat suficiente probe pentru a-i convinge pe magistrați că fostul șef de stat trebuie să rămână în continuare în arest la domiciliu. Acesta mai spune că politicianul ar fi folosit telefonul mobil pentru a interacționa pe rețelele de socializare cu diferiți oameni, iar ulterior ar fi transmis dispozitivul unei persoane aflată peste hotare.
s-a folosit de mijloace tehnice care permiteau să comunice prin rețelele de comunicare, și anume Telegram, și să interacționeze cu alte persoane pe cauza penală. Și a folosit un telefon mobil începând cu ziua de 26 mai până la data de 10 iunie, când deci numărul telefon care l-avea l-a introdus în alt aparat de telefon, iar acel telefon a fost transmis alte persoane. Solicitat să comenteze această declarație, avocatul lui Dodon, Nicolae Posturusu, a spus că judecătorul nu i-a interzis domnului Igor Dodon să folosească telefonul mobil. Ei investigează trădare de patrie și tot ei caută un telefon. 54 de procurori sunt în căutarea unui telefon peste hotarele țării. Ei ar trebui să caute dovezi ce are telefonul cu finanțarea și cu trădarea. Telefonul poate fi înstrăinat, schimbat, a declarat apărătorul. Posturusu a mai spus că va contesta hotărârea magistraților privind prelungirea arestului. Iar fostul șef de stat susține că procurorii nu au prezentat dovezi noi pe acest dosar. S-a vorbit de zeci de ori despre toate activele care au fost depistate, despre sursa de proveniență, despre tot absolut. De ce? Care sens să repetăm? Miercuri, procuratura a precizat că în urma perchezițiilor din luna mai au fost ridicate peste 2.145.000 de lei. În luna iunie a fost pus sechestru pe terenul și casa individuală a fostului șef de stat, terenuri și construcții, precum și automobile. Igor Dodon este învinuit de trădare de patrie, îmbogățire ilicită, corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal. Fostul șef de stat susține că dosarul său este politic, pornit la indicația mai Sandu că învinuirile privind averea sa sunt nejustificate, iar arestul său a fost făcut cu scopul de a distrage atenția oamenilor de la problemele din țară. Maia Sandu a negat în repetate rânduri orice imixtiune în actul de justiție, precizând că nu dă indicații procurorilor și judecătorilor și le-a cerut acestora să își facă treaba. Procurorul general interimar a precizat anterior că nu primește indicații din exterior, iar acuzatorii acționează ghidându-se doar de lege. Avocații deputatului Partidului Șor, Marina Tauber, cer să fie primiți în audiență de noul șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Potrivit acestora, dosarul clientei lor este cusut cu ață albă la indicația reprezentanților PAS, iar plasarea parlamentarului în penitenciarul numărul 13 îi conferă statutul de deținut politic. În replică, reprezentanții puterii ne-au spus că nu comentează afirmațiile, iar Procuratura Generală susține că apărătorii trebuie mai întâi să formuleze o cerere în formă scrisă de primire în audiență, iar ulterior se va decide. La o conferință de presă, avocații Marinei Tauber au explicat că reținerea, apoi plasarea clientei lor în penitenciar, precum și învinuirile care îi se aduc, nu au acoperire juridică și legală. Potrivit avocatului Aureliu Colenco, în cele 30 de zile în care Marina Tauber se află în izolare totală în penitenciarul numărul 13, nu a fost audiată niciodată. Singurii, spune el, care s-au întâlnit cu ea au fost avocații. Nici o probă care a fost anexată la arest, cât și la prelungire, nu denotă direct sau indirect că doamna Marina Tauber a avut careva tangență cu învinuirile imputate. Și noi concluzionăm că este un deținut politic astăzi Marina Tauber. Noi solicităm întrevederea cu doamna procuror anticorupție Dragalin Veronica. Mai mult, apărătorii lui Tauber susțin că, deși prezintă probe concludente care o disculpă pe clienta lor, acestea sunt ignorate în totalitate. Dacă în ochii cuiva cazul Marinei Tauber ar putea apărea un act de justiție, atunci noi putem ferm să spunem că prisma acestui statul de drept este o iluzie. La casuri, oricât de solidă ar fi poziția apărării, într-o astfel de cauză, ele nu vor fi pur și simplu luate în seamă și o să fie ignorate toate argumentele apărării. Iar avocatul partidului Șor, Vadim Bănaru, a accentuat că de gestionarea nemijlocită a acestui dosar se ocupă personal ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, care i-ar fi promis procurorului o avansare în funcție și alte favoruri. În interiorul Procuraturii Anticorupție sunt niște jocuri de culise. Iar
unii procurori care gestionează acest dosar. Pentru aceste acțiuni urmează să primească niște remunerări cu eventuala avansare în cariera profesională. Mai mult, Vadim Banaru a accentuat că prin aceste acțiuni puterea urmărește scoaterea partidului Șor în afara legii și suprimarea opoziției pentru a împiedica eventuale acțiuni de protest. Procurorul responsabil de comunicarea cu mass media din cadrul Procuraturii Generale ne-a scris într-un mesaj că nu comentează asemenea afirmații lipsite de substrat factologic și probat. Totodată, ce ține de audiența avocaților, ea ne-a spus că, conform procedurii, avocații urmează să formuleze o cerere în formă scrisă de primire în audiență și doamna procuror șef va decide. Nimeni nu le îngrădește dreptul persoanelor de a adresa cereri în audiență, la fel avocații, în cazul în care nu sunt de acord cu actele sau acțiunile procurorilor de caz, urmează să conteste cu plângere la procurorul ierarhic superior, în ordinea prevăzută de legislația procesual penală. Nimeni nu le îngrădește acest drept, a precizat Kerpec pentru TV6. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, nu ne-a răspuns la telefon și nici la mesaj pentru o reacție. Anterior, referindu-se la ridicarea imunității și la dosarele penale împotriva Marinei Tauber, pe pagina sa de Facebook, Litvinenko a scris, cităm: "De la venirea noastră în politică am spus că corupția mare începe cu corupția din partidele politice, partidele care s-au creat din corupție și sunt administrate de organizații, grupări criminale, trebuie să răspundă în fața legii, iar instituțiile statului trebuie să oprească această practică vicioasă. Democrația înseamnă competiție bazată pe liber consimțământ, dar nu prin corupere și jocuri murdare", a precizat acesta. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează cele spuse de avocații Marinei Tauber. Anterior, reprezentanții guvernării au negat acuzațiile, precizând că nu fac presiune asupra justiției. Recent, președintele Maia Sandu a declarat că Marinei Tauber este mai ușor să se victimizeze decât să explice din ce banii se finanțează partidul. "Singura mea dorință este ca această anchetă să fie corectă, transparentă, să nu trezească semne de întrebare", a precizat șeful statului. Marina Tauber a fost reținută la 21 iulie după o serie de percheziții efectuate de procurori la sediile partidului Șor. Ea este cercetată penal pentru falsificarea raportului financiar al partidului și acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. Tauber se declară nevinovată și susține că dosarul său este unul politic. Un tribunal francez a decis ca imobilul deținut de Vladimir Plahotniuc în orașul Sieu, una dintre regiunile de elită ale Franței, să fie secestrat. Instanța a acționat la solicitarea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale din Republica Moldova. Valoarea bunului secestrat este de peste 4 milioane de euro, echivalentul la peste 83 de milioane de lei. Potrivit Procuraturii Generale, zilele trecute, autoritățile franceze au înștiințat partea moldovenească referitor la decizia instanței orașului Tenon-les-Bains, care a pus sechestru pe un imobil de peste 4,2 milioane de euro ce aparține fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Bunul sechestrat urmează să fie administrat de către AGRASC, agenție franceză similară cu Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a CNA din Moldova, până la pronunțarea unei soluții pe dosar, se spune într-un comunicat al procuraturii. Instituția mai adaugă că sechestrul aplicat asupra vilei are ca scop garantarea posibilității aplicării pedepsei complementare a confiscării bunului în cadrul dosarului penal investigat de procurorii din Moldova. Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat pentru portalul bani.md că vila sechestrată de autoritățile franceze este unul dintre imobilele de peste hotare, a căror arestare a fost anunțată de Procuratura Generală în toamna anului 2020. Atunci, instituția a anunțat că proprietățile fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, estimate la peste 160 de milioane de lei, vor fi arestate de autoritățile din România, Franța și Elveția, referindu-se la vilele lui Plahotniuc din aceste țări, precum și la 5 automobile și un iaht înmatriculat în Elveția. "Nu știu dacă va fi contestată sau nu decizia autorităților franceze. Noi am contestat în instanțele locale în condițiile în care sechestrul asupra vilei a fost aplicat în anul 2020. Deocamdată nu am discutat cu Vlad Plahotniuc ce pași va întreprinde", a explicat Rogac pentru portalul bani.md.
Vladimir Plahotniuc, care a părăsit țara în iunie 2019, a fost dat în urmărire în lipsa sa după ce a fost acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, extorcare, fraudă și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În mai 2020, procurorul general Alexandru Stoianoglu a declarat că Plahotniuc a fost principalul beneficiar al furtului $1 miliard din sistemul bancar al țării. Ulterior, procuratura generală i-a mai adăugat un cap de acuzare fostului lider al PDM în dosarul companiei Metalferos. În toamna anului 2019, oligarhul a fost dat în urmărire internațională de către autoritățile moldovenești, dar în vara anului 2020, Interpol a refuzat să-l include pe Vladimir Plahotniuc pe lista persoanelor date în urmărire internațională, fără a indica motive exacte ale acestei decizii. Alertele false cu bombă care au loc practic în fiecare zi sunt generate de un grup de persoane, unele dintre care nu se află pe teritoriul Republicii Moldova. Despre asta spune șeful Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață. Oficialul a precizat că autoritățile revizuiesc protocoalele de intervenție pentru a crea cât mai puțin disconfort cetățenilor. Totodată, el a menționat că în prezent riscul unor destabilizări în masă este redus. În cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei, directorul SIS a declarat că motivul exact al alertelor frecvente cu bombă încă este investigat. Potrivit lui, misiunea este complicată în condițiile în care anunțul alertelor este lansat pe poșta electronică. Alertele venite pe e-mail sunt foarte greu de identificat pentru că se folosesc instrumente de ascundere a IP-ului, de ascundere a locației. Și atunci mergem pas cu pas din locație în locație, contactând colegii din alte țări pentru a colecta date și atunci să vedem unde totuși e punctul final. Sunt unele date, toate au fost comunicate procurorului de caz care coordonează activitatea de investigație. Totodată, Alexandru Musteață spune că unul dintre scopurile acestor ilegalități ar fi testarea capacităților de intervenție a instituțiilor statului. Investigăm, încercăm să vedem cine stă în spatele acestor tentative sau alerte cu bombă falsă, dar totodată noi încercăm și să revizuim un pic protocoalele de acțiuni. Pentru că verificarea aceiași clădiri de 3 ori pe zi nu este cel mai eficient lucru. Iar în cazul aeroportului, cum știm cu toții, a creat foarte multe incomodități. Mai mult, oficialul susține că este examinată și posibilitatea unor destabilizări în masă. Avem sarcina și lucrăm zi de zi ca să nu permitem astfel de destabilizări. Asta e scopul principal și rolul principal al Serviciului de Informații și Securitate, să colecteze date care ar indica astfel de scenarii și respectiv să informăm factorii decizie și organele competente pentru a lua anumite acțiuni. La moment, noi estimăm diferite scenarii, facem analiză de risc. Riscul la moment este unul mic spre mediu, deci noi nu excludem niciun scenariu. Deci sub control situația? Situația este sub control și noi lucrăm iarăși în fiecare zi și depunem efort ca ea să rămână sub control și să nu admitem destabilizări. Fenomenul alertelor false cu bombe a crescut în ultima perioadă, iar acestea au loc practic în fiecare zi. Din cauza lor, intrarea în aeroportul internațional Chișinău se face printr-o verificare mai riguroasă a bagajelor și persoanelor care au acces în interior. Este vorba de pasageri, angajații companiilor ce activează în clădire și membrii echipajelor. De asemenea, sala VIP a fost temporar închisă. Pentru a descuraja fenomenul alarmelor false cu bombe, MAI propune închisoare de până la 5 ani și amenzi de până la 150.000 de lei. La aeroportul internațional Chișinău ar putea apărea un birou al Serviciului de Informații și Securitate. Despre aceasta a anunțat directorul SIS, Alexandru Musteață, la o emisiune de la Postul TV Vocea Basarabiei. Potrivit lui, acest lucru se va face pentru a asigura securitatea strategică a aerogării. Musteață a menționat că din cauza alarmelor frecvente la aeroport, volumul de muncă al angajaților SIS și al polițiștilor de frontieră s-a mărit. Din această cauză, responsabilul nu a exclus că acolo va fi creat un birou al centrului antiterorist. În prezent, a declarat Musteață, securitatea în aeroport nu este asigurată de SIS sau alte instituții ale statului, dar de securitatea aeroportuară privată. Atât timp cât suntem în situația când, în apropiere de hotarul Republicii Moldova, are loc un război, securitatea strategică a țării este foarte importantă, a spus directorul SIS.
Republica Moldova trebuie să aibă deja un plan de răspuns în caz de un eventual accident nuclear la cea mai mare centrală din Europa, Zaporojie, din Ucraina. Potrivit expertului internațional în sănătate publică, Ala Tokarciuk, atacul ar putea fi numit drept catastrofă tehnogenă. De aceea, spune ea, guvernul trebuie să acționeze din timp, deoarece în cazul unui incident radioactiv, timp de pregătire nu este. Precizăm că deocamdată nu există motiv de alarmă. În cadrul emisiunii Moldova zi de zi de la TV6, Ala Tokarciuk a declarat că fiecare familie din țara noastră trebuie să aibă în casă pastile de iod, mai ales acum în situația șubredă din Ucraina. Ea a salutat acțiunile întreprinse de România, care a demarat o campanie de distribuire a pastilelor de iodură de potasiu pentru populația sub 40 de ani. Potrivit expertului, și autoritățile noastre ar trebui să întreprindă asemenea acțiuni. Distribuirea acestor pastile de iodură de potasiu se face în foarte multe țări din Europa. Toți oamenii care au sub 40 de ani, ei primesc cutiuța acasă prin poștă. În primul rând, oamenii au o anumită protecție, cel puțin pe câteva zile, și chiar dacă va trebui să fie evacuați, să se miște prin spațiu radioactiv, ei vor avea cumva măcar o pastilă, în care un pic ar putea să diminueze impactul. Mai mult, Tokarciuk susține că populația trebuie să fie ghidată cu privire la pașii ce trebuie urmați în astfel de cazuri. Cu siguranță ar trebui țara să aibă un plan de răspuns în caz de o situație excepțională tehnogenă, pentru că asta va fi o catastrofă tehnogenă. Cred că guvernul ar trebui să fie responsabil de pregătirea acestui plan și de mobilizarea resurselor și de pregătire a lor și chiar poate de organizarea la niște simulări, pentru că teoretic pe hârtie scrie totul frumos, dar noi am văzut când s-a început pandemia cum se activa unele componente de răspuns și asta a luat mult timp. În cazul unui incident radioactiv nu va fi acest timp. Totodată, ea a tras și un semnal de alarmă cu privire la consecințele unui eventual atac nuclear. Trebuie să fie toată lumea foarte conștientă că totul se va contamina. Tot ce va fi expus radiației va fi contaminat și va fi contaminat ireversibil. Deci, inclusiv hainele pe care acești oameni le vor purta, fiind afară, ele vor fi contaminate, ele trebuie lăsate afară, animalele vor fi contaminate. Apa ar trebui de avut rezerve, desigur că. Eu cred că în genere ar trebui să fie în legătură cu faptul că probabilitatea e destul de mare, da? Ca să avem un accident nuclear foarte aproape de țara noastră. Ar trebui să fie făcut un fel de listă de produse minimale pe care fiecare familie ar trebui să le aibă în casă. Purtătorul de cuvânt al guvernului dă asigurări că țara noastră are deja pregătit un plan de reziliență în caz de un atac nuclear. Acest plan este inclus cumva în planul de reziliență și este pregătit încă din luna martie. Despre aceasta a vorbit și doamna ministru Revenco. Doamna Revenco a spus de nenumărate ori despre scenarii pentru mai multe situații ipotetice și inclusiv despre un potențial accident nuclear în țara vecină. În cadrul unui interviu pentru Nord News, președintele Maia Sandu a declarat că instituțiile statului au întreprins anumite măsuri pentru a interveni în situația unui eventual atac nuclear. Potrivit ei, Ministerul de Interne a pregătit mai multe informații despre cum ne putem proteja în cazul unei catastrofe nucleare, iar Ministerul Sănătății a negociat cu România și a obținut un lot de medicamente de iodură de potasiu, care a fost repartizat deja tuturor medicilor de familie. Ala Tokarciuk a mai precizat în cadrul emisiunii că în cazul unui eventual pericol nuclear, cea mai scurtă perioadă de eliminare a radiațiilor ar fi de 3 ani. Potrivit ei, cei mai expuși sunt copiii, tinerii și femeile însărcinate.
Precizăm că în prezent nu există motiv de alarmă. Agenția de Mediu din țara noastră dă asigurări că monitorizează nivelul de radiație, iar ultimele date arată că nu sunt înregistrate modificări ale fondului radioactiv în limite ce ar depăși valori maxime admise. Totodată, specialiștii atenționează populația că în acest moment nu există necesitate de administrare a preparatelor de iod. 20 de milioane de lei din fondul de rezervă al primăriei capitalei vor fi alocați pentru lichidarea consecințelor ploii torențiale de la începutul săptămânii trecute. Decizia a fost aprobată joi de Consiliul Municipal Chișinău. Inițiativa a fost susținută de toți consilierii prezenți la ședință. Potrivit primarului Ion Ceban, din banii alocați vor fi efectuate lucrări de reconstrucție în școlile și grădinițele în care ploaia a provocat pagube. Totodată urmează să fie renovate apartamentele, acoperișurile, subsolurile și terenurile de joacă distruse de intemperie. În data de 9 august, o ploaie puternică a făcut ravagii în capitală. În urma acesteia, peste 500 de copaci și 90 de piloni de electricitate au fost dobărâți, iar mulți locuitori s-au pomenit cu apartamentele și mașinile distruse. La fel, un bărbat a murit electrocutat după ce ar fi călcat pe fire de electricitate rupte de vânt. Flash mob în fața Ministerului Educației, un grup de tineri care fac parte din organizația de tineret Start a mișcării civice O Viață Nouă a venit în fața instituției pentru a protesta împotriva creșterii taxelor de studii, dar și împotriva unei eventuale majorări a celor de cazare în căminele studențești. Totodată aceștia au cerut demisia guvernului PAS și au acuzat conducerea țării de scumpirile în lanț din ultima perioadă, motiv pentru care, zic ei, tinerii sunt nevoiți să plece peste hotare. Reacția puterii o vedeți în reportaj. Далой эту власть! Далой эту власть! Далой эту власть! Unii dintre tinerii participanți la acțiune au spus că dacă în acest an de învățământ taxele la căminele universitare vor fi majorate, mulți studenți nu vor avea cu ce se întreține. Iar având în vedere scumpirile din ultima perioadă, tot mai mulți renunță să trăiască în Moldova. Acum prețul la produsele alimentare au crescut de 2 sau de 3 ori. Este o situație gravă pentru studenți, dar noi într-adevăr avem minți luminate care vor să învețe și să se dezvolte în Republica Moldova, numai că nu li se oferă o astfel de posibilitate. Potrivit datelor statistice, foarte mulți oameni cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani pleacă din țară, rămân practic pensionarii. Prin urmare, nu va avea cine să ne învețe copiii, generațiile viitoare. Știm că pentru a trimite copilul la universitate, pe lângă studii care acum sunt scumpe, astăzi este foarte scump traiul în căminele universitare. Pe urmă, trebuie amenajată camera în cămin, cumpărate produse alimentare și tot așa. Prin urmare, ne afirmăm revolta față de incompetența actualei puteri. În reacție la flashmob-ul de astăzi, Ministerul Educației ne-a spus într-un mesaj că instituțiile de învățământ superior au statut de autonomie universitară și financiară și stabilesc anual, conform metodologiilor proprii, cuantumul taxelor de studii și a celor de cazare în cămine. Prin urmare, reieșind din costul real de instruire a unui specialist la un anumit domeniu de formare profesională pentru economia națională, aceste taxe de studii și de cazare în cămine sunt ajustate în fiecare an de studii în cadrul fiecarei instituții de învățământ superior, aceasta asumându-și toată responsabilitatea pentru calitatea procesului de studii, se menționează în mesaj. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, ne-a scris că, într-un stat democrat, toți au dreptul la opinie și, evident, să protesteze. Iar purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a comunicat că guvernarea a venit anul acesta cu o serie de măsuri importante pentru tineri. Am lansat reforma universitară, care vine și cu un buget de peste 312 milioane de lei pentru proiectele studenților, profesorilor și cercetătorilor. Am majorat la 6 milioane de lei suma destinată organizațiilor de tineret. Am lansat programul de vouchere culturale, programul Start pentru tineri, prin care vor fi oferite granturi de până la 200 de mii de
de lei pentru tinerii care vor porni afaceri. Zeci de grădinițe și școli vor fi renovate. Vor fi construite zeci de terenuri de sport, de joacă și stadioane prin programul Satului European. Am dublat bursele pentru sportivii de performanță, proiect care va fi votat în lectura a doua în septembrie. Am lansat și un program de stagiere în instituțiile statului. Ani la rând, tinerii noștri au avut de suferit de pe urma corupției politicienilor din acest stat și au fost nevoiți să caute oportunități peste hotare. Treptat vom crea condiții bune pentru tinerii din Moldova pentru a-i motiva să rămână acasă, iar cei plecați să aibă motivația de a se întoarce în țară, afirmă Vlas în mesajul expediat. Taxele de cazare în căminele universitare din capitală ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2023, au anunțat administratorii instituțiilor de învățământ superior. Acestea ar putea fi determinate de situația economică din țară și a creșterii tarifelor la sursele energetice, mai spun managerii. În prezent, un loc de cazare la Universitatea de Stat variază între 400 și 750 de lei, în funcție de condițiile de trai, și ar putea să crească cu câteva sute de lei. Taxa de instruire în universități deja s-a majorat cu până la 15% la începutul acestui an de studii. Recent, BNS a publicat un raport care arată că, în ultimii 4 ani, numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 14-19 ani a scăzut cu 5,2 mii de persoane, sau cu 3%, iar numărul persoanelor care au între 20 și 24 de ani a scăzut cu 45,5 mii, sau cu 26%. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Dorina Gerganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi vouă. La revedere!